Spike se numără printre artiștii din topurile românilor. Rapperul este foarte apreciat pentru show-ul pe care îl pune de fiecare dată în scenă și melodiile care devin hit peste noapte. Felul său de a fi sincer, asumat, modest și carismatic a câștigat inimile românilor. Irina Rimes este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară. Originară din Chișinău, artista a înregistrat de-a lungul timpului milioane de vizualizări la piesele ei. Versurile pieselor ei sunt cu adevărat profunde, care te emoționează și te fac să asculți la nesfârșit. Cei doi s-au luptat într-o bătălie muzicală de excepție, în cadrul unui show organizat la Romexpo, chiar astăzi, 13 mai. Publicul a fost în delir să asiste la două spectacole în același timp, mai ales că momentele au fost speciale și de neuitat. Marele câștigător al duelului muzical a fost Spike, care a întrecut-o pe Irina Rimes în aplauz. Spike, cele mai sincere mărturii despre Irina Rimes, înainte să o întâlnească pe scenă. În această seară, la Romexpo, a avut loc unul dintre cele mai mari dueluri muzicale, organizate vreodată în România. Competitorii au fost Irina Rimes și Spike. Cei doi au dat tot ce au avut mai bun pe scenă, iar juriul a fost chiar publicul prezent la spectacol, care și-a desemnat favoritul prin ropote de aplauze. Învingătorul serii a fost Spike, rapperul care a făcut furori prin momentele sale absolut fascinante, înainte să urce pe scenă și să afle că a bătut-o pe Irina Rimes la capitolul show. Spike a stat de vorbă cu Wowbiz și a făcut declarații uimitoare despre ce avea să se întâmple în fața publicului, dar și despre adversara. Îți dai seama că noi sperăm să câștigăm, asta e clar. Tot timpul îmi iau personajul ăla de tip arogant, să zică lumea mai mic mamă, ce mizerabile băiatul ăsta, sper să nu câștige mai mare și noi chiar să câștigăm, lumea să se oftice și după aceea să descopere mai mic stai că el de fapt era băiat bun mai mare. O să fie un mega show. Irina Rimes, Edita Mai Artistul, este un compozitor senzațional și toată echipa din spatele ei este o echipă de profesioniști, la fel ca echipa din spatele meu și mi se pare că este o confruntare corectă. Față de ea, eu am un metru peste. Spike, mesaj direct pentru Irina Rimes înainte de marea confruntare. După ce am aflat detalii inedite din viața de artist, dar și cea personală a rapperului, Spike i-a transmis un mesaj Irinei Rimes, chiar înainte să intre pe scenă și să înceapă confruntarea muzicală. Parcă a presimțit totul.